același pe care l-am spus multor părinți de-a lungul timpului. În momentul în care l-ai lăsat astăzi până la prânz și îl iei, l-ai mai lăsat și mâine, dar apoi mâine l-a dus și îl lași să se și odihnească. Copilul deja învață că undeva există posibilitatea de a fi luat la prânz și atunci nu mai vrea să refuză să mai doarmă, e recalcitrant, îi deranjează și pe ceilalți, plânge că tocmai că așteaptă să fie luat la prânz. Bine este din start, din prima zi de grădiniță, copilul să fie lăsat să se obișnuiască cu programul integral al grădiniței. L-ai adus, intră în regimul de viață din grădiniță zilnic. Da, ferească Dumnezeu, dacă se întâmplă ceva și părintele are vreo nevoie și trebuie să plece și n-are cum, trebuie să le ia la prânz sau poate când, pentru copiii care mai cresc. Sunt unii părinți care îi duc să facă not extra activitatea din grădiniță. Și atunci e nevoie câteodată să fie luat la prânz. Nu este nicio nenorocire câtă vreme copilul a înțeles că el trebuie să rămână zilnic în grădiniță de la ora de până la ora de.